În septembrie 1944, România semnează Convenția de armistițiu cu Națiunile Unite, în condiții umilitoare. Sovieticii ne tratează drept o țară învinsă și comit jafuri și violențe asupra populației civile. Propaganda ridică însă în slăvi marele prieten de la răsărit. Piața Victoriei este un uriaș șantier. Odată cu tribunele se montează imensele panouri cu portretul maestății sale regelui Mihai I și chipurile marilor dascăl și conducători Marx, Engels, Lenin, Stalin. Apare primul cal alegoric. El reprezintă lupta victorioasă, eliberatoare a Armatei Roșii. Partidul Comunist, care număra în 1944 doar 1000 de membri, profită din plin de susținerea Uniunii Sovietice și acționează sistematic pentru a acapara întreaga putere politică. Figurile importante ale momentului, comisarii poporului școliți la Moscova, Ana Paucăr, Teohari Georgescu și Vasile Luca, găsesc momentul prielnic să impună politica lui Stalin în România. Guvernele instalate de regele Mihai după 23 august încearcă să restabilească un regim democratic, dar comuniștii nu sunt mulțumiți de cele câteva posturi care le revin la guvernare și ajung să înlăture figurile importante ale partidelor istorice și să acapareze ministerele cheie, armata, justiția și internele. Emisarul lui Stalin, Andrei Vâșinski, îi cere regelui Mihai la 28 februarie 1945 să ofere postul de prim-ministru lui Petru Groza, care va conduce un guvern dominat de comuniști. Odată cu guvernarea Petru Groza, începe cea mai neagră perioadă din istoria României. Misiunea noului guvern pentru următorii ani era să ducă la îndeplinire planul sovietic de comunizare a României prin confiscarea moșiilor, lichidarea băncilor, suprimarea partidelor politice, înlăturarea regelui și instaurarea unui regim de teroare bazat pe cenzură, supraveghere și represiune. Ca reacție la propaganda violentă a regimului, există însă o puternică opoziție anticomunistă. Oamenii ies în stradă în semn de solidaritate cu regele Mihai. Mai era doar un pas până la acapararea totală a puterii, un pas pe care comuniștii nu s-au sfiat să-l facă, fraudarea alegerilor parlamentare din noiembrie 1946, prin inversarea rezultatelor care îi dădeau câștigători în realitate pe național țărăniști. Nu mai era loc de emoții, liderii comuniști știau deja rezultatul și pregăteau decapitarea partidelor istorice. În întreaga țară, candidații blocului vor ieși cu zdrobitor majorități. Domnii istorici, terpenesc, calcă în picioare, își bat joc de independența țării. După numai un an, în 1947, Ana Paucăr ajungea ministru de externe și viceprim-ministru. Domnii istorici, pe care îi înfiera cu atâta convingere, aveau să sfârșească în temnițele comuniste. Iuliu Maniu și Ion Mihalache sunt condamnați în noiembrie 1947 și vor muri în închisoare. Avea să fie și soarta elitelor românești. Avem dușmani înăuntru țării, pe foști moșieri și fabricanți, pe chiaburi și speculanți. Anul 1947 poate fi considerat începutul sfârșitului pentru democrația românească, odată cu desființarea partidelor politice și abdicarea regelui. În 1948 ia naștere Partidul Muncitoresc Român, în fruntea căruia se afirmă Gheorghe Gheorghiu Dej, liderul care va susține supunerea totală în fața Moscovei. Pentru România vin timpuri negre, în care libertatea individuală rămâne o amintire.